Pietru Vartic din Căușeni lucrează de 15 ani în Portugalia, în domeniul construcției. Chiar dacă toată activitatea sa o duce pe malul oceanului, acesta speră totuși că într-o zi va reveni acasă cu toată familia. Așa că pe timp de vară, bărbatul revine în Moldova și încearcă să schimbe câte ceva. Anul acesta el și-a propus să repare drumul, să ilumineze strada, așa că a mobilizat toată mahalaua și au adunat forță de muncă, bani și au mers la primărie cu jumătate din contribuție. În câteva zile, lucrul era deja început. Noi suntem în Portugalia, am de 15 ani de zile, lucrăm și casa mea e cată mai înainte, o lea cu cerpiță roșie și investim tot aici. Acasă tot revenim, că noi ne stăruim pentru să fim aici. Nu îmi place, dacă e moldovan, moldovan înapoi se întoarce. În vacanță pe o lună de zile. Am venit în vacanță pe o lună de zile și noi am venit aici să lucrăm. Oamenii care au hotărât să nu plătească nimănui pentru lucrări, ci să le îndeplinească ei, au decis să amenajeze și un trotuar pentru copii. Ei afirmă că astfel picii vor fi mai în siguranță, iar sandalele lor nu se vor mai păta pe timp de ploaie. Aici, noi, în mahala noastră, suntem undeva 15 până 17 copii. Fiecare avem 3-4 copii la gospodărie. O trotuară e veșnic. O trotuară asibă lumea mânțăită. Aici e tare drum central, care merg și prin piață, și mahala noastră, și pentru oamenii lucru bun lucru este. Moldovenii vin și care au soveste, cum dragoste de, da, că au copii și să nădejde copiii să trăiască și să trebuie să dea interesul. Așa și noi. Eu, de pildă, trăiesc în mahala asta, sunt de acord, dacă ajut, măcar că eu trăiesc în capul și ăla, dar eu vin și ajut aici, că, da, că e mahala noastră. Primarul orașului laudă inițiativa și spune că doar așa orașul va putea fi schimbat. Stimați cetățeni, un om simplu, un om care lucrează 15 ani în Portugalia, pe hotare, cu 5 copii are, care sunt sfii sănătoși înainte, și uitați cât efort și cât este. Sunt alții care au mii și milioane. Și un băț de sărnic n-a făcut un oraș Căușeni. Ce să vorbește asta? Că nu este persoana care să-l doare capul, ori să-l doare inima pentru orașul nostru. Pentru reparația străzii Gorki din centrul orașului Căușeni vor fi cheltuiți în jur de 70.000 de lei. Varianta finală prevede un trotuar cu lungime de câteva sute de metri și toată strada acoperită cu prundiș.